Sunt coordonatorul județean al mișcării Lezduit România în județul Giurgiu și am alături de mine pe prietena și colega mea, Mariana Mitroi, responsabil cu relația cu autoritățile și cu mass media. În numele echipei județene Lezduit România, vreau să vă mulțumesc că ați venit și aș vrea să vă rog să ținem un moment de reculegere pentru victimele din accidentul colectiv. Vă mulțumim. A mai trecut un an și ne revedem iar cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntariatului la Gala Lezduit Giurgiu, organizată pentru al treilea an consecutiv de către echipa județeană Lezduit România, pentru a mulțumi partenerilor și prietenilor care au fost alături de noi în proiectele noastre și nu numai. La ce vă gândiți când auziți Lezduit? Îmi pare că majoritatea celor de aici se gândesc Mariana și Lăcămioara. Numele nostru de familie deja nici nu mai contează. Suntem imaginea voluntariatului, imaginea mobilizării și coordonării voluntarilor, imaginea ecologizării. Când spui ecologizare, spui Lezduit. Spui Lezduit, spui Lăcămioara și Mariana. Colegul și prietenul Gelu de la TV Giurgiu ne spune Lezduitele, doamna prefect ne spune fetele noastre, probabil pentru că am sărbătorit majoratul de curând, pentru a doua oară, adevărat. Da, așa este. Iată că sunt 6 ani de Lezduit România și sunt 4 ani de când există și la Giurgiu o echipă județeană. Ce am făcut, cum am făcut, de ce am făcut, o să vedeți dumneavoastră într-un scurt film realizat de Lăcrămioara, film ce a câștigat premiul, povestea digitală cu cel mai puternic impact social, în cadrul unui concurs internațional de povești digitale. În urma acestui concurs, filmul a durat în această toamnă la Brighton University. O să vă rog să... Nu este foarte lung, durează doar 2 minute. Sunt parte din cea mai mare mișcare socială. Am avut atâtea provocări, atâtea emoții, atâtea bucurii, atâtea experiențe. Am strâns 1 milion de experiențe Lezduit. Am organizat ateliere de reciclare creativă, o caravană de educație ecologică și proiecția celui mai frumos film documentat despre Dunăre. Am organizat concursul de creație exploratorie Dunării, cercuri de lectură cu teme ecologice, precum și un concurs de înot. Am organizat chiar și un flash mob. Am făcut ecologizări, am plantat și copaci. Am bătut și străbătut județul Giurgiu în lung și în lat. Am fost la evenimente locale și județene. Am dat telefoane, am trimis e-mail-uri, am bătut la uși și am vorbit. Am făcut parteneriate strategice și am mobilizat autorități, dascăli, copii, companii și ONG-uri. Am scris comunicate de presă și am făcut conferințe de presă. Am făcut poze și clipuri de promovare. Am făcut bannere și afișe. Am distribuit saci și mănuși. Am pregătit un concert folk și am organizat și o gală. Am reușit să mobilizăm mii și mii de voluntari pentru un mediu mai curat. Dar cel mai important, am cunoscut foarte mulți oameni care au rezonat, ca și mine, la aceeași idee. O țară mai curată. Ce am câștigat? Am câștigat foarte mulți prieteni. Sunt un voluntar de mediu care a spus și va spune mereu da pentru un mediu mai curat pentru noi, pentru copiii noștri, pentru generațiile viitoare. Lor vreau să le lăsăm o lume mai verde, cu ape și maluri curate. De ce sunt voluntar? Pentru că vreau, pentru că pot, pentru că știu, pentru că aleg. Aleg să mă implic. Lezduit România. Împreună suntem o echipă puternică, iar povestea merge mai departe.
oameni avem puterea de a schimba lumea. Voluntariatul este o componentă fundamentală a societății civile. El însuflețește cele mai nobile aspirații ale omenirii, pacea, libertatea, oportunitatea, siguranța, justiția pentru toate persoanele. Ne-au susținut autoritățile locale și județene, mass media, profesorii, dar mai ales copiii. Cu toții au înțeles rolul voluntarilor pentru un mediu mai sănătos. Ziua de 5 decembrie a fost declarată Ziua Internațională a Voluntarilor în 1985 de către Organizația Națiunilor Unite, de atunci fiind sărbătorită în întreaga lume, în fiecare an. Acesta este motivul pentru care v-am invitat astăzi să fiți alături de noi pentru a celebra această zi, o zi importantă pentru societate, pentru promovarea spiritului civic în primul rând. Voluntariatul este o formă de donație, dar nu de bani sau obiecte, ci de timp și de muncă. Înseamnă o rețea de prieteni implicați într-un proiect de asistență socială, ecologic, educațional sau de comunicare. Voluntarii nu sunt plătiți, nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de neprețuit. Voluntariatul este cel mai bun exemplu de democrație. Votăm la alegeri, dar când te oferi voluntar, votezi în fiecare zi pentru comunitatea în care vrei să trăiești. Pentru că voluntariat, în opinia noastră, înseamnă și patriotism. Și dați-ne voie să încheiem seria citatelor cu un citat de lui Mihai Sadunan. Țara nu se servește cu declarații de dragoste, ci numai cu muncă cinstită și la nevoie cu jertfă. Nu înseamnă ură împotriva altor neamuri și datorie către neamul nostru. Nu înseamnă pretenția că suntem cel mai vrednic popor din lume, ci îndemnul să devenim un popor vrednic și conștient. Munca cinstită, viața curată, iubirea de semeni, împletirea datoriilor pe care le avem, adică faptele, aceasta înseamnă patriotism și nu vorbe de șapte. Voluntariatul solicită implicarea întregii comunități în identificarea și soluționarea propriilor probleme. Oferă persoanelor posibilitatea de a acumula noi cunoștințe și abilități și de a dezvolta potențialul, încrederea în sine și creativitatea. Promovează solidaritatea la nivel de familie, comunitate, dar și la nivel național și global. Construiește comunități sănătoase și puternice. Construiește o societate mai umană și mai dreaptă prin colaborare la nivel mondial. Ajută la soluționarea problemelor sociale, culturale, dar și a celor legate de mediu. În România, în toamna anului 2009, o echipă curajoasă de voluntari se întâlnea pentru prima dată și punea la cale cea mai ambițioasă inițiativă de voluntariat în țara noastră. 6 ani mai târziu, comunitatea Lesbuit România înseamnă peste 1 milion de voluntari care au susținut ideea cu tot ce au avut mai valoros. Timp, energie, resurse financiare, experiență și cel mai important lucru, cu încredere și pasiune. De când a luat naștere, Lesbuit România a reprezentat o sursă de inspirație pentru alte inițiative ale societății civile, iar impactul pe care l-a avut în societatea românească a fost recunoscut prin premii și distincții acordate la nivel național de-a lungul timpului și nu numai. Lesbuit România a arătat că inițiativele de amploare, care propun o schimbare pozitivă și care mobilizează sute de mii de voluntari pentru o cauză comună, sunt posibile și în România. Echipa Lesbuit România mulțumește cu bucurie și recunoștință celor peste 1 milion de voluntari. Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, anul acesta, echipa județeană a anunțat, în cadrul unei conferințe de presă, debutul celei de-a doua campanii, ediția campaniei Lesbuit Deniu, realizată în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și susținut de Kaufland România. Obiectivul principal Lesbuit Deniu este acela de a educa și responsabiliza cetățenii României în ceea ce privește curățenia apelor și în special a Dunării, cea mai importantă apă curgătoare din țară. Obiectivul general este acela de a implica cetățenii din localitățile dunărene în multiple acțiuni pentru a gospodări un fluviu mai curat, cu ecosisteme sănătoase pentru noi și generațiile viitoare. Iar proiectul a avut două componente importante, educație ecologică și o acțiune de ecologizare chiar de ziua Dunării. Echipa județeană aduce mulțumiri partenerilor care au răspuns pozitiv, susținând proiectul Lesbuit Deniu din prima zi. Alexandru Ometa, director Kaufland Giurgiu, Carmelina Crișu, prefectul Tetrui Giurgiu, Nicolae Barbu, primarul municipiului Giurgiu. Vă invităm să ne educăm să... alături de noi. Pe patru banchi, nu știu, au fost doar. Thank you.
pentru susținere și pentru tot ce ați făcut. Sperăm ca și pe viitor să... Și noi vă mulțumim, Sărămioara și Mariana. În primul rând, onoarea este de partea noastră că ne-ați acceptat și ne-ați primit în rândul prietenilor Let's Do It. Chiar ne-am simțit onorați să participăm la toate acțiunile pe care le-ați organizat. Acțiuni care n-au avut darul decât să facă un mediu mai curat, mediul nostru în care ne petrecem timpul liber sau viața de zi cu zi, să nu-l mai vedem plin de mizerie, plin de gunoaie. Ce este cel mai mare câștig? Că oamenii au conștientizat că trebuie să facă curățenie și trebuie să lase curat în urmă. Și acesta este poate cel mai mare câștig. Chiar dacă de la an la an am colectat și indicatorul a fost cu cât colectăm mai mult gunoi, înseamnă că e bine. Eu zic că cu cât avem mai puțin de colectat, mai mult de acțiune, ca teren de acționat, dar mai puțin gunoi, înseamnă că efectul atunci se vede. Și pot să spun că în anumite zone nu am avut mult de lucru, dar au fost și zone care au lăsat foarte mult de dorit. Și putem să spunem că poate nu e doar vina noastră, este vina faptului că, fiind un oraș de tranzit, fiind un oraș de frontieră, mai vin și mai aruncă și alții gunoaie la noi. Nu doar noi producem aceste gunoaie. Vă felicit și să aveți încrederea că întotdeauna primăria va fi alături de toate acțiunile de voluntariat, în special Let's Do It. Mulțumim foarte mult! Mulțumim! În perioada 11-17 mai, în România a fost marcată Săptămâna Națională a Voluntariatului, care are menirea de a mobiliza cât mai multe organizații și voluntari pe care aceștia implică, pentru a sărbători împreună voluntariatul, pentru a atrage sprijinul comunității pentru voluntariat și pentru a recunoaște public activitatea voluntarilor. Cu ocazia acelei săptămâni și anul acesta, Partezanul Let's Do It de Iub a adus la aceeași masă autorități cu responsabilități în protejarea și conservarea mediului pentru a face front comun împreună în lupta împotriva deșeurilor aruncate în natură. Au răspuns pozitiv la semnarea parteneriatului principale autorități județene cu atribuțiuni de mediu, Comisariatul Gărzii de Mediu, Giurgiu, Agenția de Protecție a Mediului, Direcția Silvică, Sistemul de Gospodărire a Apelor, precum și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, Vlașca, Giurgiu. Astfel că marți, 12 mai, la sediul Centrului Operațional sub Vlașca, reprezentanții acestor autorități au semnat parteneriatul de colaborare cu echipa județeană Let's Do It. Astfel, autoritățile, alături de echipa noastră, au făcut front comun în lupta împotriva deșeurilor aruncate în natură și, în special, pe malurile Dunării. Dorim să aducem mulțumiri partenerilor care astăzi au răspuns pozitiv la susținerea proiectului Let's Do It de Iub și invităm pe cei reprezentanții SGA Giurgiu, Garda de Mediu, APM-ul, Direcția Silvică și pe domnul Apostol. Și sper că tot am încălzat în detalii pentru spate de urmă. Și cea mai puternică armă pe care o voi puteți folosi pentru a schimba lumea, spunea Nelson Mandela. Este într-adevăr una din cele mai importante componente ale acestui proiect și a presupus implicarea elevilor pentru a înțelege importanța protejării arealului Dunării și nu numai. Luni 6 aprilie, chiar în debutul săptămânii școală altfel, în sediul Inspectoratului Școlar Județean Giurgiu a fost semnat acordul de parteneriat în cadrul proiectului Let's Do It de Iub, dându-se astfel startul campaniei de educare ecologică în școlile din județele dunărene, prin intermediul training-urilor interactive susținute de echipele locale. Elevii au învățat ce înseamnă un comportament responsabil față de mediu și cum pot proteja planeta și reduce poluarea prin acțiuni zilnice la îndemâna tuturor. Dorim în acest sens
sens să aducem mulțumiri inspectoratului școlar județean Giurgiu, dar și conducerii școlii academician Marin Voicu, academician Marin Voiculescu, domnul bătrân Ion și doamna Coboran Mariana, și am vrea să urcați pe scenă să fiți alături de noi. Unitățile de învățământ au fost invitate să implice și în cadrul caravanei ecologice Lezduit de Niu, prin înscrierea unității de învățământ la programul de educație ecologică. Programul de educație ecologică a constat în susținerea de către echipa de San Lezduit a unui training ecointeractiv și în proiectarea filmului documentar Dunărea Amazonului Europei, considerat ca fiind cel mai spectaculos documentar despre Dunăre realizat în ultimii ani. În cadrul trainingului, elevii au aflat ce pot face pentru a proteja planeta și a reduce poluarea. În același timp au primit și informații despre fluviul Dunărea și speciile de pești de aici. S-au implicat comunele Gojan, Bedea, Marlu, Slobozia, Coinacu, Costinu, Băneasa, Pundu, Grea și evident municipiul Giurgiu. Și școala. Și am vrea să vină alături de noi și doamna Maria Petcu, bibliotecar la școala Academicea Marii Voiculescu. Domnul director este la oră, este în școală, dar este la oră, nu poate să participe. Școala numărul 8 este școala care a avut cei mai mulți copii implicați, care a avut cele mai multe lucrări și care a dat cea mai mare bătaie, ca să spun așa, echipei naționale, evaluând proiectele și evident cele mai multe rezultate s-au întors către școala 8. Mulțumim foarte mult! Tradiționalul concurs de notă organizat de ziua Dunării s-a desfășurat și anul acesta sub egida Lezduit de Niu. Astfel că pe 27 iunie 2014, echipa județeană împreună cu Apele Române, primăria municipiului, a organizat la bazinul de not de la școala gimnazială Academician Marii Voiculescu Giurgiu, competiția de not. Concursul a aliniat la start 44 de elevi din municipiul Giurgiu care s-au întrecut pe culoarele bazinului, dovedindu-și astfel maestria într-un sport ce-i dezvoltă armonios. Prin grijă organizatorilor și a sponsorilor, micii notători au primit medalii, diplome, tricouri, echipament de not, apă și dulciuri, iar copiii au urcat pe podiumul realizat special pentru acest eveniment de către echipa Lezduit, cu susținerea domnului primar, viceprimar Alexandru Vladu, podium care a rămas în dotarea școlii. Echipa județeană mulțumește tuturor celor care s-au implicat în desfășurarea acestei frumoase competiții, precum și profesorilor Carmen Sima, Corina Falan și Nicoleta Tudor, pe care le invit alături de domnul Vladu să vină alături de noi. Vreau să mulțumesc pentru această diplomă. Am fost și sunt alături de Lezduit. Sunt alături de fete pentru că am înțeles că este nevoie. Și împreună cu cetățenii municipiului Giurgiu am participat la toate acțiunile care au fost făcute în Giurgiu. Și am învățat ceva de la ele. Am învățat că trebuie să ne implicăm în muncă voluntară. Pentru asta am creat grupul Cetatea. Grupul Cetatea Giurgiu, care a făcut posibil ca Cetatea Giurgiu să fie vizitabilă. Nu a făcut mare lucru. A făcut atât. Cetatea Giurgiu este vizitabilă pentru că se poate merge acolo. Erau o grămadă de arbuși crescuți pe cetate și în jurul cetății. Acum o vedeți că o vedem din stradă. Lucrul acesta, eu spun că l-am învățat de la Lezduit. Iar celelalte activități participăm cu mare plăcere. Mulțumim! Este o campanie de trei echipa de tare de Zbuit România din Giurgiu, împreună cu partenerul strategic Apele Române, sistemul de gospodare a apelor Giurgiu, având alături parteneri locali și județeni, a organizat pe 29 iunie 2015, mai exact pe 27, fiindcă 29 era într-o zi o amplacțiune de ecologizare pe Marele Dunării cu ocazia Zilei Internaționale a Fluviului, închind astfel proiectul Lezduit de Niu pentru anul acesta.
În județul Giurgiu s-au, pentru ziua Dunării, zonele ecologizate au vizat malurile Dunării din comunele Găujani, Vedea, Maliu, Slobozia, Oinasul, Gostin, Băneasa, Prundu și Graca, dar alte acțiuni de ecologizare au fost și în județ, la Mihăilești, mai multe comune. În municipiul Giurgiu s-au desfășurat acțiuni de ecologizare pe canalul plantelor, de la șoseaua de centură, intrarea în oraș, dinspre localitatea Slobozia, până la podul Prieteniei, insula Mocanu, portul Giurgiu și malul Roșu. Organizatorii au pus la dispoziția voluntarilor, ca la fiecare ediție, saci, mănuși și apă, precum și transport gratuit, cu ajutorul primăriei. Alături de instituțiile publice, județene și municipale, s-au alăturat activității noastre și reprezentanții partidelor politice, cărora le mulțumim pentru implicarea lor în acțiunea de ziua Dunării. Și amintesc aici PSD-ul, PNL-ul, Alianța Liberal-Democrată și Partidul Socialist Românesc. Doamna Liliana Ciobanu, domnul deputat Nicolae Florian, da. Domnul Gheorghe Ștefan PNL Giurgiu, domnul Dumitru Beianu, domnul Nicolae Bătălău. Poate mai strică să stau. Bine să ia și pentru PSD diploma. Domnul primar, veniți. Se mai cumplă. Asta e a doamnă și bani. Domnul Bădălău. Da, când avem conducere în bicefală. La în partea Alianței Democrat Liberale. Al de Toma? Aveți reprezentant. Noi vă mulțumim și dacă vreți să spuneți două, trei cuvinte, fiindcă e foarte important mesajul dumneavoastră. Trebuie să fac o reclamație, eu n-am făcut apă nimeni și văd că am fost nedreptățit, dar poate rezolv înainte să cobor. La doilea rând, laude s-au adus, îndreptățite toate, felicităm Lezdui, deja un brand național prezent și la Giurgiu de 6 ani. O activitate susținută, foarte utilă comunității. Mulțumim și pentru logistica asigurată. Noi, partidele drept, am venit și cu gândul la alegeri, dar cred că e mai bine să recunoaștem asta decât să pozăm în apărătoria comunității fără nicio legătură cu celelalte domenii la fel de importante. Avem nevoie să învățăm cu toții, inclusiv clasa politică, care sunt responsabilitățile reale, nu doar cele declarate. Și n-aș vrea să umbresc cumva evenimentul, dar fiind atât de importantă acțiunea celor de la Lezdui, tema aleasă, aș anunța pe această cale că a fost descoperită în municipiul Giurgiu o suprafață de câteva hectare, unde s-au depozitat ilegal sedimentele scoase dintr-o parte, de la o parte din subsolul din oraș. E un focat de infecția acea zonă. Nu cred că poate fi considerat un factor fără importanță și poate cu această ocazie, având de față presa, reprezentanțele, zduit autoritățile, o să ne străduim să decontaminăm zona și să dăm un exemplu ca să nu se mai întâmple așa ceva. Felicitări încă o dată. Ba, nu mă mai simt deloc. Bună ziua! Eu tocmai am creat un material care poate lua, pentru că mi-a rupt pantalonul, dar nu contează, într-adevăr. Munca depusă de voluntarii de la Lezdui este atât de prețioasă încât nu poate fi plătită. Îmi doresc, am văzut acțiunile domniilor lor. Am auzit ce a spus domnul primar, că se colectează cantități enorme de deșeuri sau cu cât colectez mai mult, înseamnă un factor de civilizație. Eu îmi doresc să prind ziua aici, în Giurgiu, când asociația Let's Do It, filiala Giurgiu, să nu mai colecteze niciun deșeu, de nicăieri, după noi adulții, și toată acțiunea și activitățile lor să aibă un caracter de prevenție, preventiv și nu de colectare și de muncă.
cred că e imoral, e anormal ca noi, adulții, să fim indiferenți acțiunii de curățenie pe care o fac copiii după noi. Felicitări încă o dată dumneavoastră. Vă felicit și pe noastră cei din sală care ați fost alături de asociație și haideți să ne gândim pe viitor să facem ceva, să prevenim poluarea și nu să participăm uneori prea târziu pentru mediul înconjurător la acțiuni de salvare a mediului. Vă mulțumesc! Distinși invitați voluntari, vă felicit pentru toate acțiunile pe care le-ați întreprins. Felicit asociația Let's Do It pentru tot ce a făcut pentru municipiul, pentru județul nostru. Și vreau să vă asigur că dumneavoastră, cei de la Let's Do It, nu sunteți singuri. Sunt deja foarte multe forme de organizare în sistem voluntar. Este legea voluntariatului în vigoare și ne poate ajuta să demonstrăm că acest spirit de voluntariat contribuie la dezvoltarea orașului și județului nostru. Bună ziua și mulțumesc pentru această diplomă în numele doamnei deputat Liliana Ciobanu. Dumneavoastră este bine cunoscută de toată lumea, că este mereu implicată în aspect de acțiuni. Vă mulțumesc! Dar n-am să port o discuție, nici n-am să intru în polemică. Am învățat ceva și de când am intrat în politică și în administrație, că tot ce nu merge bine se descarcă primarului. Lucrul acesta este știut, așa că n-am să mă vait, cum nu m-am văitat deloc. Un singur răspuns aș vrea să dau la o acțiune de genul acesta. Groapa unde sunt aruncate acele deșeuri este o groapă acceptată pentru depozitarea deșeurilor inerte. Faptul că s-au aruncat și deșeurile care s-au scos de la subsolul blocurilor, acelea sunt catalogate ca de natură organică. Drept urmare, nu sunt factori poluanți mai mult decât substanțele chimice care există în platforma 1 și n-am să spun că dacă au reușit oamenii să stea cu acele substanțe sau acele deșeuri 40 de ani sub apartament și nu s-a întâmplat nimic, acolo în platforma 1 unde solul este contaminat cu substanțe chimice și unde așteptăm pe noua programare europeană să decontaminăm acele zone, eu zic că este un rău un pic mai mic. Nu spun că este foarte bine, deja cei de la DPP se ocupă ca să amenajeze zona. Mă refer la faptul că dacă acolo nu le duc, sunt foarte mulți care le aruncă pe peste tot în oraș și le lasă, că zice, am scăpat de ele. Încă o dată, n-am să vorbesc politic, pentru că nu este o acțiune care trebuie să vorbească politicul. Am să le felicit în numele meu personal, în numele organizației, pe inițiatorii acestui acțiuni și să le garantăm că partidul pe care îl reprezint de politic se va ocupa în continuare fără nicio problemă atunci când vor fi chemați, când vor fi solicitați să facă parte din marea echipă Let's Do It, ca să avem un oraș și un județ curat. Vă mulțumesc încă o dată! Să vă ocup și eu, acum vă mă lăsați. Vă toți pe aici, că acolo iar vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Partenerii strategici pentru noi au fost și alte autorități județene și aș vrea să vină alături de noi pe scenă reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu, a Inspectoratului de Jandarm județean Giurgiu și a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Ei sunt lucrători ai unor arme, dar cu toate acestea nu spun nu când sunt invitați la o acțiune de ecologizare, dar și la campaniile noastre de educare, nu știu, de educație. Salei în proprie 3 oameni.
au fost alături de noi și întotdeauna ne-au asigurat și suportul fizic, dar și suportul logistic. Vă mulțumim și vă așteptăm să fiți alături de noi. Mulțumim! Să vină alături de noi și domnul Popazul Liviu, am cred că a ajuns, viceprimar, reprezentantul ADPP Giurgiu, era Sorin mai devreme, da, Zonei Libere Giurgiu, Direcție Județene de Statistică Giurgiu, echipa artesană împreună cu dumneavoastră a marcat că în România se întâmplă și lucruri pozitive atunci când fiecare este dispus să contribuie, chiar cu foarte puțin. O singură zi pentru o Românie curată. Prin participare, juzuverii au demonstrat că se pot uni pentru o cauză comună, lupta împotriva deșeurilor aruncate în natură, respectiv pe mazurile Dunării. O să invităm pe scenă alături de noi pe Adriana Neamțu, elevă din orașul Giurgiu, care este propusă la Gala Națională a Voluntarilor la domeniul activism civic și drepturile omului. La numai 17 ani a strâns și donat peste 500 de articole vestimentare către 13 familii în dificultate din oraș, a protestat în fața cinematografului aflat în paragine din oraș, pentru că își dorea un cinematograf și își dorește un cinematograf funcțional, a confecționat brățări pe care apoi le-a vândut, iar cu banii strânși și a cumpărat rechizite pe care le-a donat la peste 30 de copii cu probleme financiare. Pe lângă acestea, ea a mobilizat elevii liceului Nicolae Cartojan la opțiune de ecologizare lângă cetatea Giurgiu, a spus prezent pentru a fi parte din staful echipei noastre și îi mulțumim. Acum este... face și voluntariat în Organizația Națională Cercetașii României, în centrul local Giurgiu. Adriana este un exemplu de civism pentru noi toți și pentru mulți români, spune noi, nu doar pentru giurgiuveni. Pentru toate acestea, dorim să o declarăm voluntar în anul 2015 și în județul Giurgiu. Noi am votat-o deja și o susținem. Sperăm că veți face dumneavoastră acest lucru, o veți vota. Și să o susținem cu un aplauz. Am vrea să vină alături de noi un suflet mic, da, și dulce, care ne-a făcut să ne simțim mândri că suntem români pe 1 decembrie. Să vină alături de noi Crina Valentina Neagu, micuța care acum câteva zile de emoție, cu toate emoțiile a reușit să termine de cântat imnul național. Dar îi dorim mult succes și apreciem foarte mult atitudinea ei. Vă rugăm să fiți alături de noi, să veniți alături de noi, reprezentanții ai grupului Cetatea Giurgiului, să vină un reprezentant să ridice diploma. Meritul este al dumneavoastră, al tuturor. Ați făcut curățenie la cetate, o păstrați practic, ați adoptat acest obiectiv important pentru municipiul și județul Giurgiu și nu numai. Direcția Județeană pentru Cultură, Direcția pentru Tinere și Sport, Agenția Județeană Implică de domnul Ionuț Barbu, ABCH Giurgiu, Georgiane Crețu, un ONG destul de implicat și sperăm că și demersul domniei sale vis-a-vis de achiziționarea unui mamograf la Spitalul Județean să devină realitate în scurt timp. Domnul Ion Dunăre, reprezentantul Asociației Părinților de la Școala Academică Marin Voiculescu Giurgiu, colegul meu de altfel din cadrul acestei asociații. Sunt eu un pic mai tiran, mai autoritară cu dumneavoastră. Doamne Gigica Treptănaru și Asociației Iancu Mariana Giurgiu. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și de fiecare dată. Vă mulțumim. Pentru noi, Asociația Bolnavilor de Cancer și Hepatită Giurgiu, voluntariat înseamnă să oferi oricând, oricum, necondiționat.
fără să aștept ceva în schimb. Pentru noi, voluntariatul înseamnă să oferim din timpul nostru liber, pentru că fiecare avem serviciu, iar tinerii implicați sunt la școală, să oferim din suflet. Cele două experiențe învățate anul acesta, în 2015, ne arată că trebuie să mergem înainte pe voluntariat. Și anume, am avut o campanie de informare pe hepatită, iar în urma campaniei au fost testați locuitori din județul Giurgiu și elevi. Faptul că 3 persoane au fost diagnosticate și trimise la tratament ne arată că trebuie să mergem mai departe. Iar în altă ordine de idei, pentru persoanele diagnosticate cu cancer și anume pentru femei, de la 1 aprilie au fost date de către Ministerul Sănătății proteze mamare gratuite pentru femeile afectate. Pentru noi, ca persoane sănătoase, acest lucru nu înseamnă mare lucru sau nu are același impact ca pentru un om bolnav. Însă, pentru paciente și mai ales colaborarea noastră cu Casa de Asigurări, scuzați emoțiile, a însemnat mare lucru pentru că pacientele noastre au fost primele din țară care și-au primit aceste dispozitive medicale și bucuria din sufletul lor ne-a marcat și ne îndeamnă să mergem mai departe. De aceea suntem atât de motivate încât și parteneriatul cu Lăzuit și mai ales tinerii noștri implicați în proiect i-a făcut să fie mai responsabili, mai înțelegători, mai toleranți și să fie organizați în echipă. Mulțumim! În rol esențial în prioritizarea obiectivului proiectului și a activităților desfășurate de echipa județeană, a fost jucat, bineînțeles, de mass media locală, de colegii mei din presă. De aceea, echipa județeană Lăzuit România din județul Giurgiu dorește să își manifeste recunoștința față de aceștia, de toți colegii mei care au avut disponibilitatea de a se implica major, nu doar în acțiunea de ecologizare, ci și în aceea de promovare. De aceea am să rog să vină alături de mine, de la TV Giurgiu, Gelu Revenel, sau cineva de la TV Giurgiu, Lavinia Busuio, colega mea de la Balafia TV. Aș vrea să fie alături de noi și Ana Maria Trăsnea, este colega noastră și ne-a susținut de fiecare dată, Cătălina Sfetcu, Ioan Mănăilă, Cristina Mihaela Rotaru, Oana Călin, Ion Diaconescu, Edi Italian, domn profesor, domnul secretar alături de noi, doamna Camelia Bigan, domnul Ingurel Roșu de la CISM, și Mihai Sădrigore, Mila Elena Paraschivescu și colegul nostru, dar și face fotografic. Marius Bogdan Plăcea, avem pentru... Am emoții. Domnul Nelu Ancea. De altfel, toți colegii din presă au fost alături de noi și le mulțumim pentru... Domnul Talian, aici la mine. Presa achesează cauzei Lăzuit și în numele colegilor noștri și din redacții, care nu sunt aici, dar care contribuie la realizarea proiectelor de promovare a campaniei Lăzuit, vreau să vă transmit mulțumiri și felicitări în continuare. Într-adevăr, există o echipă în spatele fiecare redacție, există o echipă inimoasă care... Eu vreau să le felicit pe colegele mele pentru această inițiativă. Voluntariatul nu este un lucru ușor, este timp din viața ta, este dăruire. Îi felicit pe toți reprezentanții instituțiilor care și-au ridicat diplomele și nu au avut nimic de spus și cu respect față de politicienii noștri prezenți. Le reamintesc că aici este un eveniment de voluntariat și nu o discută politică. Vă mulțumesc! Dacă îmi permiteți și mie două cuvinte, să spunem că în viața fiecăruia cel mai important este să fii primul sau ultimul. Eu știu că aceste două doamne, pe care le știu de ceva timp, au adus în viața mea
pentru prima dată și în Giurgiu, un lucru pe care se pare că este greu să-l învățăm, și anume faptul că a fi voluntar nu este doar un scop, ci este necesar în zilele noastre. Felicitări pentru acest prim loc de a arăta Giurgiului și giurgiuvenilor ce înseamnă a fi voluntar. Înseamnă a face ceva, în primul rând, pentru comunitate, pentru cei din jurul tău și nu a te uita în spate mereu să aștepți ce înseamnă acest lucru din punct de vedere pecuniar. Felicitări pentru acest lucru! Vă mulțumim tuturor pentru că ați fost astăzi alături de noi. Ne pare rău că ceilalți colegi nu au fost. Da. Voluntariatul îți oferă atâtea ocazii să cunoști oameni noi, să-ți folosești creativitatea, să-ți pui în practică abilități, să ajuți oameni, mediul, animalele. Implică-te în proiecte de voluntariat și vei vedea cum viața ta prinde culoare și valoare, dar mai ales cum unele vise pot prinde aripi să zboare. Facem o plecăciune în fața dumneavoastră și încheiem spunându-vă prin dezgustul voluntariatului. Haideți să deschidem împreună o ferie de tort. Și mai am o diplomă, dar am uitat să o chem aici alături de noi pe doamna Meclea, Alina Meclea, de la Asociația Uniți pentru Giurgiu. Și vă mulțumim pentru susținere. Vă rugăm să vă așteptăm să devorăm tortul. Nu ne lăsați, noi ținem la siluetă. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.